Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde povestim de obicei despre parfumuri. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, împărtășiți cu prietenii voi clipurile mele și lăsați și un like și haideți să trecem la parfumurile favorite din luna noiembrie. Era să zic decembrie. Decembrie este luna de iarnă, care îmi place mie foarte mult, pe care de-abia o aștept și de-abia aștept să fac și clipuri pentru voi în luna decembrie. Vreau să vorbim despre parfumurile care mi s-au potrivit cel mai bine în această lună, pe care le-am purtat cu cea mai mare plăcere, pe care le-am descoperit și, după cum vedeți, luna aceasta nu vorbim despre produse, pentru că sunt cam aceleași produse pe care le folosesc. Și dacă mai am noutăți, încă nu știu exact cum sunt, așa că o să începem de luna viitoare și cu produse. Am aici lângă mine 6 parfumuri despre care vreau să vă povestesc. Sunt 2 parfumuri arabești și 4 parfumuri de nișă. Iar primul dintre acestea este unul despre care nu v-am mai povestit de mult timp, nu l-am mai purtat de mult și este vorba despre Fire Your Desire de la Emir Paris Corner, un parfum perfect pentru perioada rece, pentru că este un parfum cald și dulce, condimentat cu scorțișoară, cu coniac, cu pralină, cu boabe tonka, lemn și așa mai departe. Este un parfum frumos, este un parfum dulce și cald, un pic buzy. Și să știți că de data aceasta, pentru că parfumul a stat mai mult timp, este mai intens, proiectează mai bine, chiar sunt foarte mulțumită de el acum. N-am fost așa încântată de performanțele lui la început, dar acum chiar m-a încântat, chiar a fost ok, l-am simțit mult timp. Este un parfum intens, mai intens decât era la început. Și da, îmi place foarte mult, îmi place și Angel Share, pentru că acesta este inspirat din Angel Share, dar da, este o diferență imensă de preț și momentan, fiind atâtea clone pe piață, parcă nu m-am gândit să dau banii pe Angel Share. Și sunt și clone mai bune decât acest Fire Your Desire, mi s-a părut foarte bun cel de la Rogue. Nu știu exact cum se numește, dar mai greu se găsește. Mai sunt pe Dubai Collection clone mai bune decât Fire Your Desire, dar este foarte frumos și acesta mi-a dat o stare bună, a persistat bine, l-am simțit, e frumos și este un parfum dulce și cald. Un alt parfum pe care eu îl ador, nici nu are loc în cadru. V-am mai povestit eu despre el și nu eram eu atât de încântată despre performanțe, dar să știți că purtându-l s-a mai așezat, s-a mai intensificat, poate că nu l-am mai simțit eu după o perioadă, dar după ceva timp l-am simțit, deci vine și pleacă, de exemplu l-am folosit într-o zi când am ieșit afară și data viitoare când am luat geaca pe mine am simțit aroma lui. Deci, parfumul acesta este acel parfum pe care îl porți când nu știi ce să porți, când nu ai vrea un parfum puternic, când nu vrei să porți parfum, dacă pot să spun asta, da, poți să-l porți pe acesta când nu ai chef de un parfum, când nu ai o stare prea bună, parfumul ăsta pur și simplu te calmează, te relaxează, este perfect pentru a-l purta seara, pentru o ciocolată caldă și un film de Crăciun pe Netflix, deci e genul ăla de parfum. Pentru mine este un parfum de stare, pentru că e și pur și simplu îmi vine să-l port de câte ori trec pe lângă dulăpiorul cu parfumuri. Este addictiv, vă spun sigur, îmi place foarte mult parfumul, sunt foarte mulțumită de el din toate punctele de vedere. Este cremos, este un parfum care miroase a cremă albă, miroase a alb, miroase a curat, este și lactonic, este și un pic
Nu știu dacă a fumat, dar are ceva acolo, nu știu, spicy, dar îmi place foarte mult. Deci îmi place foarte mult. Și vă recomand să-l testați, pentru că nu e genul ăla de parfum care poate fi pe placul tuturor. De exemplu, nu l-aș recomanda ca și idee de cadou, nu, pentru că poți să dai greș cu el. Dar îmi place mie foarte mult și îmi place vibe-ul pe care mi-l dă. Deci, pentru mine este un parfum de nota 10, un parfum arabesc de nota 10, Her Confession de la Latafa. Aș vrea să mai testez și parfumul de pe Dubai Collection, care și acela este inspirat din Blanche Bett, Lactea, ceva de genul, nu știu cum se numește. Am înțeles că ar fi și mai bun, deci, dar ăsta îmi place, ăsta îmi place foarte mult, dar l-aș încerca și pe acela. Și mai am nevoie de parfumuri din astea albe în colecția mea. De exemplu, vreau să mi-l recumpăr și pe Signature de la Montblanc, pentru că îl vreau și pe acela. Totodată sunt niște parfumuri diferite. Și acela are izul lactonic, cremos, tot așa alb, pudrat. Dar sunt diferite. Acela mi se pare ceva mai elegant, ăsta mi se pare ceva mai cozy. La fel și Blanche Bett mă duce într-o zonă mai elegantă. Dar ăsta este un parfum de zi cu zi, care nu costă 10 milioane și pe care poți să-l porți și îți schimbă starea. Deci este superb. Este un alt parfum pe care l-am purtat și care îmi place foarte mult, este Caramel de la Mirage. Este caramelul acela diferit. Am făcut și un video dedicat parfumurilor cu caramel și am povestit mai mult despre el acolo. Este un caramel moale, dar nu este și vanilie, bineînțeles, este un parfum dulce, dar nu este un parfum mâncabil. Rămâne parfum, are și niște flori acolo, deci nu este un simplu caramel. E dulce, e intens, e persistent și eu îl ador. Chiar vreau să mi-l recumpăr. Pe acesta am văzut că au schimbat sticluțele. Dar eu n-am nicio problemă, mie îmi plac sticluțele astea. Dar de la Mirage ăsta e preferatul meu, clar. Clar și rămâne parfumul meu preferat cu caramel. Un alt parfum pe care l-am purtat cu mare, mare, mare plăcere luna aceasta este Mirabile de la Quintecanto sau Vecanto. Un parfum despre care, înainte să-l cumpăr, credeam că seamănă foarte bine cu Nishane Ani. Pur și simplu, așa am auzit, așa am văzut eu în recenzii. Din punctul meu de vedere, nu are nici cea mai mică legătură. Doar pentru faptul că e spicy, vanilat, dulce, nu înseamnă că seamănă cu Ani. Deci sunt două arome total diferite, chiar dacă sunt două parfumuri care sunt potrivite toamna și iarna, care sunt vanilate, n-au nici cea mai mică legătură. Nu înțeleg de ce se dau atâtea informații false, să te inducă în eroare. Nu, nici nu vreau să mă întreb. Dar parfumul acesta, să zicem că vedeta este vanilia, nu mi se pare cumva mai potolit decât Ani. Este o vanilie caldă, spicy, o vanilie potolită, aș putea să spun, dar are foarte multe nuanțe din astea aromatice, spicy. Eu nu-l simt lactonic, de exemplu. Nu mi se pare lactonic. Sau nu este ce înțeleg eu prin lactonic. Nu știu. Dar nu mi se pare lactonic. Mi se pare că este o combinație de tonka cu vanilie, cu note aromatice, cu... În deschidere are ceva care cumva mă duce cu gândul la lime. Ia să văd ce note are. Dar eu vă spun așa ca să vă faceți o idee despre cum miroase el. Uite, de exemplu, are în deschidere vanilie, malt și opoponax. Malt, nu știu exact ce este. În fine,
lapte, rom, bacu sau agatos, lavandă, geranium, trandafir. Mi se pare cumva că este o vanilie ceva mai dar. Are condimente în bază, are mosc, are vanilie, patchouli, dar este un parfum foarte echilibrat, adică nu e prea condimentat, notele astea verzi nu ies foarte mult în evidență, uite, are rom, de exemplu, nu mi se pare prea buzi, de fapt nu l-am simțit buzi. Sunt niște arome, dacă mă gândesc bine, da, se simte romul, dar nu la modul ăla să simți băutura. Pur și simplu este combinată cu celelalte note și, per total, este o aromă plăcută, caldă, dulce, nu foarte dulce. Mi se pare mai dulce anii, dacă tot facem o legătură cu anii. Înțeleg de unde legătura asta dintre anii și mirabile, pentru că ele două sunt niște vanilii altfel pentru perioada rece, sunt mai deosebite, nu este o vanilie gurmandă, de exemplu, mai rar găsim o vanilie care să nu fie gurmandă, mai mult înspre zona de gurmand mă duce anii, de exemplu, e și ăsta un parfum vanilat, spicy, cald, mult mai puternic, dar e mai mai puțin aromatic sau nu mă duce cu gândul la note verzi, la chestii de genul ăsta. Aici avem ghimbir, avem vanilie, este un minunat și nișane ani și l-am pus și pe el în clipul acesta pentru că e perfect pentru toamnă și iarnă, deci nu am cum să nu-l includ. Și ultimul este următorul parfum pe care l-am luat după ani, pentru că îmi place foarte mult această casă, și este 100 Silent Ways, un parfum total diferit de ani, un parfum feminin și foarte floral, dar și vanilat. Vreau să vă povestesc mai multe într-un video separat despre 100 Silent Ways, pentru că am niște chestii importante pe care vreau să le menționez despre acest parfum. Și o să vorbim atunci și despre anii și, da, acestea sunt favoritele lunii noiembrie și de-abia aștept să vină luna decembrie, nu știu, pur și simplu mi-e dor de atmosfera aia. Spuneți-mi și voi în comentarii ce ați purtat așa cu mare, mare, mare plăcere luna aceasta și ce clipuri ați vrea să mai vedeți pe acest canal, mai ales în luna decembrie. Puteți să-mi dați idei de clipuri dacă vreți. Oricum vreau să fac un ghid de cadouri. Am promis că vin cu parfumuri accesibile pentru adolescenți, pentru copii. Vreau să fac chestia asta. Bineînțeles, pentru femei și pentru bărbați. Aș vrea să fac un video cu de toate. Dar trebuie să mă organizez pentru clipul acesta și o să vină și el în curând. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!